youtuberii, când ajung la o sumă foarte mare de abonați, primesc cadouri din partea YouTube-ului, adică butonul ăla mare de la YouTube sau vreo 2000 de euro. Da. Asta și eu am primit un cadou, dar nu de la YouTube, ci de la școală, adică mi-am făcut o poză și da, o să vă arăt și o poza de care am făcut-o. Da, deci aici am aia și da, a venit un domn și ne-a dat un catalog în care arăta acolo cu cine poți să faci poză. Poți să-ți faci acolo singur sau poți să faci cu diferite personaje din desene animate sau cu d-ăștia, vedete, cum ar fi, să zicem, Smiley, Carla's Dreams, Bibi și mulți alții. Ei bine, nu avea pe aia care îmi plac mie, adică Lino Golden și ăla, cum îi spune, Dorian Popa. Da, mie ăștia îmi plac, dar mai mult îmi place Dorian Popa. Hâț, hâț, Ionule! Da, îmi place foarte mult muzica aia. La Dorian Popa cu hâț, când văd gazela antilopa. Da. Da, eu mi-am făcut o poză cu un personaj din desene, mai ales cu... Ghiși cine a fost? Puneți pauză și scrieți în comentarii. Eu o să aștept. Bine, gata, m-a așteptat destul. Da, a fost chiar Fulger McQueen. Fulger McQueen. Fulger, mi-am făcut o poză cu Fulger pe o cană, pentru că așa ne-a zis fotograful ăla că putem să facem cu magnet. Poză cu magnet, uite aici, asta este scosă din punga asta. Nu, punga asta, ce fac cu ea? O am încăpat. Aici avem și cana, care tot este într-o pungă și încă cutie. Punga, putea să ceva cu ea. O am încăpat. Punga asta, ce fac cu ea? Ei, nu contează, las-o pe jos. Da. Asta este magnetul, dar ne-a dat și magnetul, nu știu dacă v-am spus, dar o să pun pe frigider, dar nu acum, când o să încheie episodul, o să-l pun. Și asta este cana, frate, deci uitați-vă și voi cât de mișto a făcut cana. Uite, aici am și o sigla Mercedes. Aici scrie Cars. Aici scrie Fulger aici. Nu prea seamănă că mea, asta e Fulger din Cars 1. Nu am pus toate din Cars 2. Da. Asta este cana. Da. Mie e puțin cam murdar, da. O să o spele mama. Nu știu să spăl vasele. Da, și un magnet și cam asta a fost. Cam asta este tot. Ok, cam asta a fost cu acest unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să dați un mare like. Eu am fost Gigi Denis și ne revedem data viitoare.